Prilej de bucurie pentru sute de mii de români porniți în căutare de chilipiruri Black Friday. E cea mai complicată zi din an pentru alții însă. Curierii muncesc astăzi cât într-o lună obișnuită. Așa că livrările au început încă de azi noapte, iar zeci de mii de colete au ajuns deja la destinație. O metodă de livrare care câștigă teren este cea prin intermediul Easy Box-urilor. Au fost cu aproape 50% mai multe acum față de ultimul Black Friday. Avem o livrare la dumneavoastră. Vă găsesc la adresă? Sigur. În 10 minute maxim sunt la dumneavoastră. Pentru curierii din toată țara, Black Friday dă startul celei mai aglomerate perioade din an. Încă de la primele orele dimineții, aceștia au început să livreze produse comandate după miezul nopții. O să fiți la foc automat, o să apucați să respirați. Cam nu, ne ajutăm unii pe alții, nimeni nu pleacă acasă până când toate coletele nu vor fi livrate. Termenul de livrare este de 24 de ore, așa cum îl avem constant, însă în perioadele aglomerate pentru unele expediții e posibil ca acest termen de livrare să se dubleze și să ajungă la 48 de ore. Sunt zeci de mii de curieri în întreaga țară, iar zilele acestea cu toții sunt la muncă. Fiecare firmă de profil va livra sute de mii de colete. 300 de mii și chiar peste 300 de mii de expediții pe zi. Previzionăm creșteri și anul acesta de Black Friday în comparație cu anul trecut, creșteri de 10 până la 15%. Iar tot mai mulți români aleg acum livrarea prin intermediul easyboxurilor. Sunt cu 41% mai multe astfel de puncte față de anul trecut. Câte colete ați avut în total? Undeva la 200 colete în 12 easyboxuri. Urmează să mergem la depozit, o să încărcăm colete pentru home delivery și ieșim din nou pe traseu, pentru că este o perioadă destul de aglomerată și încercăm să facem față cu brio. Zilele acestea, curierii vor lucra inclusiv în weekend. Un singur angajat va livra la domiciliul clienților chiar și 150 de colete în 24 de ore.